Pregătirile pentru startul primei ediții a Crosului Sucevei sunt întoi. Coordonatorul tehnic al organizatorilor, Sorin Rață, le-a transmis sucevenilor că au pentru ce alerga. Mai întâi pentru sănătate și apoi pentru premii atractive. Ideea Crosului Sucevei, care aparține deputatului PNL Ioan Balan, are tot mai mulți adepți, printre care se numără mari performieri ai sportului românesc și nu numai. Parlamentarul este susținut în demersul său de Organizația Municipală Suceava a PNL, de Tinerii Liberali și de Asociația Județeană de Atletism Suceava. Înscrierea a început luni 31 august la cortul oficial amplasat pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor din Suceava. Cortul va fi deschis între orele 15 și 20 până la startul competiției duminică 6 septembrie, ora 12. Înscrierea este gratuită, anunță coordonatorul tehnic al Crosului Sucevei, Sorin Rață. Prin acest cross încercăm să promovăm atletismul în municipiul Suceava, încercăm să chemăm sucevenii pentru a practica alergarea, pentru a practica exercițiu fizic. La această competiție avem premii la fiecare categorie de vârstă, atât la feminin cât și la masculin. Fiecare premiu va consta într-un televizor color. La sfârșit se va face o extragere, o tombolă, unde vom îmâna 10 aspiratoare Samsung. Crosul Sucevei a plecat de la inițiativa Asociației Județene de Atletism. Încercăm să promovăm atletismul, după cum bine v-am spus. Promo, motto crossului este aleargă pentru sănătatea ta. Acest cross sperăm să-l putem organiza în fiecare an. De la anul încercăm să-l prindem în calendarul Federației Române de Atletism, să facem un cross național unde vor participa, încercăm să aducem cei mai buni sportivi din România. La Crosul Sucevei pot participa cetățenii domiciliați pe raza municipiului Suceava, însă nu au drept de competiție sportivi legitimați de vreun club sportiv. Pentru înscriere aveți nevoie de un act de identitate, iar pentru copiii minori de până la 14 ani, aceștia trebuie să prezinte certificatul de naștere. Organizatorii au anunțat care sunt și principalele premii. Premiul 1, televizor Smart Samsung diagonala 102 cm, premiul 2, televizor Smart Samsung diagonala 82 cm și premiul 3, televizor Smart Samsung diagonala 62 cm. Tombola participanți. 10 premii câte un aspirator Samsung. Premiile sunt oferite de Marelvi electrocasnice, reprezentate prin Dumitru Mihălescu. Crosul Suceva este susținut de Cristina Casandra, Sorin Rață, Dorin Goian, Daniel Balan. Sponsori Marelvi electrocasnici, deputatul Ioan Balan.